La bună revedere, prieteni, la momentul de poezie. Ca de fiecare dată, vă aduc în atenție trei autori. Și coloana sonoră este și ea importantă. De această dată, concertul pentru pian numărul 2 de Rachmaninov, interpret fiind nimeni altul decât Arthur Rubinstein. Primul autor pe care vreau să îl avem aproape este Nicolae Cabel. Vi-l prezint dintr-o revistă Pro Seculum și am să vă lecturez două sonete. Nicolae Cabel. Cobora din stele subversiv compas, cu zăbala zilei într-un ornic gras. Măghiran cărunt devenise salbă, doar reginei nopții ea stafie albă. Căutase clopot hâtru între lăcuste și odăjdii mute în uimiri auguste. Clipele, ca țurțuri în zenitul orb, așteptau noapte scâncetul de corb. Zvonul ascunsese într-un miez de pâine, dragostea să-ți fie mai aprinsă mâine. Ce uimite cerul în hirsut trifoi și ce sterb polenul îngânat de ploi. De ce te duci, mai vii, aspră vânătoare, doar cătușe ploii încă ne mai doare? Și încă un sonet, același autor, Nicolae Cabel, care, cred că știți, este nu doar poet, ci și regizor. Te dezbraci tristețea în ecou. Tu dezbraci tristețea în ecou. Seara, lumina se ascunde în mare. La poarta ta e însuși Dumnezeu, cu fruntea de lumină și de floare. Nici când pe dânsul să nu-l împrumuți, cum nici pe tine să n-o faci vreodată, doar inima spre doruri s-o asmuți și să înconjuri cu pace vârsta-ți toată. Te urci, cobori, cum aspre-i legea firii, te zbați și te ridici peste o sândă, cu tine în vrajba, dar și trandafirii. Nicolae Cabel, stimați prieteni, și continui să sper prieteni ai poeziei și iubitori ai literaturii. Un alt autor pe care vreau să-l avem aproape, vi-l prezint dintr-o revistă Hyperion, din cea mai acasă, evident, Domnica Pop. Două poeme, Umbra, amândouă intitulate Umbra. Amprente vorbitoare, ard degetele înserării, amintirea aprinde sufletul de hârtie, gânduri fumigene rotesc fantomatic tornada de dor. Sălbatic lucește ziua care ne așteaptă. Te revăd în epilogul visului, o cifră de nenoroc, pe un zar greu de piatră visând. Domnica Pop, Umbra. Și încă un poem, tot Umbra, tot Domnica Pop. Pot fi nisipul, cred, pot fi constelația zăpezii, frica incinerată erupe celule, colonia de aripi umple cerul, pot fi și marile stele, nucleară îmbrățișare. Domnica Pop, dragii mei,
Și, ca să încheiem triada, așa cum v-am obișnuit la momentul de poezie, un autor din frumoasa carte, din care v-am prezentat și mai am autor, cele mai frumoase poeme din 2011, selectate de Claudiu Comartin și Radu Vancu, publicată la Tracus Arte. Un poet, spuneam, care din păcate nu mai este printre noi, Pavel Gătăianțu. Un poem selectat din volumul său Anarhie cu pauză de ceai, apărut în 2011, așa cum este volumul. Poemul este datat 18 martie 2010, Novi Sad, acolo unde a trăit Pavel Gătăianțu, și se cheamă, au zis ce frumos, Ioan Flora și Nikita. Așa cum știți, uneori poeții scriu despre prieteni poeți, ceea ce e foarte frumos. Deci, Pavel Gătăianțu, l-avem cu noi, chiar dacă nu mai e printre noi. Am plecat azi dimineață la radio, unde cândva lucra și Ileana, și plimbându-mă prin oraș am intrat prin cafenele, dar nicăieri nu era Ioan Flora. Prietenii ziceau că el discută cu Nikita, în subsolul Uniunii Scriitorilor. Doar pe o fotografie al negru de grup din curtea părintească, de la țară, făcută înainte cu două decenii, pozam în fața unui porc sacrificat, eu și fratele Gheorghiță, Adam, Sârba, Ioan Florea cu o mătură în mâini și un muc de țigară, Oana, elevă, Nicu, bunicu, furtunul de apă și încă câțiva inși, toți în straie de țărani, cu pălării pe cap, pe o vreme ploioasă din Sân Mihai, în Banatul sârbesc. Ne luceau ochii și ne pregăteam de pomana porcului. Aveam și vin din belșug și țuică și voință să ducem acțiunea până la bun sfârșit. Oricum, nu sosesc așa de des poeții și oaspeții din Pancova și Belgrad. Toți s-au îmbătat turtă, așa că Ileana zicea că în mașina ei care în loc de unul, patru porci spre Belgrad. Dar oricum era atmosferă zdravănă țărănească ca atunci când am spălat mașina Volvo. De ploaia radiată ce venea din Ucraina, spălând și lustruind cu migală, astfel și istoria recentă a literaturii române. Iată ce poem! Pavel Gătăianțu, Dumnezeu să-l odihnească, rămâne alături de noi. Iată că poezia, cum noi știm, nu? Cititorii frecvenți, poezia poate fi o poveste tare frumoasă, cu multe detalii, și avem, iată, întâlniri spectaculoase cu ajutorul poeziei. Să vă zic că vă îmbrățișez, dragii mei, vă doresc să lecturați și voi poeme, nu doar din ce vă sugerez eu. Sunt atâția autori foarte, foarte interesanți și foarte buni. E și complicat acum să-i aflăm pe toți, dar ne străduim. Și cum pandemia nu se oprește, ați văzut cazurile din ce în ce mai multe de îmbolnăviri, de COVID, feriți-vă, dragii mei, dar nu vă feriți de cărți, da? Și nici de muzica bună. Deci, până la o nouă întâlnire, vă îmbrățișez cu drag, vă doresc să rămâneți sănătoși și să citiți, să ascultați muzică bună. Vă pup!